Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Campus.pi. Pentru că așa se cuvine, pentru că așa se face, începem emisiunea din această seară prin a vă spune Hristos a înviat, doar ce au trecut sărbătorile pascale. Sunt convinsă că fiecare dintre noi am încercat să facem un așa fel încât să ne simțim bine și sufletește, nu doar trupește. Invitatul meu din această seară este colegul nostru Titi Petre, cel care aici la masa studioului Campus TV, dar nu numai, a dezbătut foarte multe subiecte, mai ales subiecte sensibile de ordin politic. Bună seara, Titi, și bine ai revenit în studioul Campus TV. Bună seara, vă spun și eu, Hristos a înviat, și fiindcă ne aflăm în săptămâna luminată, v-aș dori la toți ca această săptămână să se continue încă o lună de zile, să avem o lună luminată, inclusiv în acea duminică a orbului. Bun. Titi, veste bună, rea, data astăzi de Curtea Constituțională, alegeri locale într-un singur tur. Ce înseamnă lucrul ăsta? Bun, asta este o veste normală, dar până ajunge la vestea normală, aș vrea să spun vreo două, trei fraze despre sărbătoarea care a fost ieri și pe care noi nu am marcat-o, sau cei mai mulți dintre noi nu am marcat-o. Pe data de 3 mai a fost, adică ieri, a fost Ziua Internațională a Presei. În 1993, Organizația Națiunilor Unite a hotărât ca data de 3 mai să fie sărbătorită ca Zi Internațională a Presei. A fost un subiect pe care doar 1% dintre ziariști l-au abordat. Era un subiect la ordinea zilei, un subiect legat de campanie electorală, un subiect legat de candidații noștri, legat de partidele politice, pentru că acești oameni își aduc aminte că există presă numai în campaniile electorale. Ori presa pentru ei trebuie să existe absolut tot timpul. Nu trebuie să existe undeva la spate, undeva noi să fim niște oameni pe care îi dă la o parte și să fim acea haină bună în prag de sărbătoare când au ei nevoie. Nu. Ei au nevoie de noi tot timpul și noi avem nevoie de ei tot timpul. Nu numai de oamenii politici, cât și de oamenii economici, oamenii din sistemul economic. Și să nu uităm că mai există și oameni în instituțiile statului care s-au baricadat, iar acolo informațiile sunt clocite și cam atât. Nu mai spun că parte din presă a avut de pierdut din partea unor instituții care atunci când noi veneam și arătam diferite aspecte pozitive și care meritau să fie aduse în atenția opiniei publice după două, trei apariții. Pentru că trebuie să spui omului, uite bă frate ce a făcut ăsta, poți face și tu. Ei, atunci se ducea și le dădea la cap și spuneau ăștia, îmi pare rău, nu mai treci pe la mine prin curte. Deci cam așa s-au derulat parte dintre aspectele astea. Deci este un subiect pe care ar fi trebuit să-l dezbatem roată la o masă și să vorbim despre chestia asta. Nu ne plângem. Atenție, să nu creadă cineva că ne plângem sau că ne e frică de cineva. Asta să nu creadă. Nu. E vorba de un obraz. Că obrazul subțire cu presa se ține. Corect. Mare dreptate ai, Titi, și mare dreptate ai și în ceea ce privește, ce ne privește chiar pe noi, jurnaliștii, care ar fi trebuit poate să facem măcar noi ceva în sensul ăsta, dar și de ce să așteptăm de la alții. Asta înseamnă să fii un jurnalist cu experiență, asta înseamnă să te gândești la lucrurile cu adevărat importante.
Nu încerc să caut scuze, dar noi jurnaliștii, cel puțin la nivelul României, ca să nu spun la nivel local, din păcate ne preocupă să fie alții organizați în diferite instituții și asociații care să-i protejeze. Noi suntem care încotro și nu facem decât să alergăm pentru o știre bună pentru telespectatorii noștri. Gata, mai spun o chestie și vă prind subiectul ăsta. Avem și noi asociații. Avem asociații, bune, rele, cum sunt ale noastre. Dar chestia e că atât de mult activăm în ele și vreau să spun că au venit cu niște propuneri decente, de bun simț și chiar pot face, cu ajutorul nostru, vor putea face ceva frumos pentru presă și pentru buzoieni la nivel local. Pentru că presa la nivel local a fost disipată sistematic. De ce? Poate vom vorbi în altă emisiune. Pe 3 mai 2017. Să zicem că ne vedem aici la masa studioului. Bun, ne întoarcem la subiectul zilei. 4 mai. Da, 4 mai, un singur tur. De scrutin. Da, dintr-un punct de vedere este rău, dar din toate celelalte este bine. Domnule, în primul tur avem posibilitatea să alegem din mai mulți, da? Cel care a obținut cele mai multe voturi ale electoratului, ale comunității. Deci este dorit de comunitate. Da? Acum, diferența dintre voturile din primul tur și din al doilea nu este mare. Nu este mare, să știi. Numai că ce se întâmplă? Rămân doi. Da? Și încep să se facă cele două coaliții în jurul fiecăruia dintre cei doi candidați. Bun. Numai că anul ăsta acele coaliții sunt făcute. În mod tacit. Există. Nu toți împotriva unuia. Nu. Fiecare dintre candidați a avut întâlniri și este o chestie absolut normală dacă nu el, staful de campanie cu stafurile de campanie ale celorlalți candidați și în care în urma discuțiilor s-a bătut palma să se meargă într-un mod decent, în așa fel încât să avem o campanie la nivelul anului 2016. Bine, chestia asta nu se va întâmpla. Dar este bine să-l scoatem din primul tur. Și spuneam că diferența dintre primul tur și al doilea tur a numărului de voturi este mică. Este foarte mică, câteva mii de voturi. Este mică pentru candidatul favorit? Pentru candidatul câștigător. Câștigător. Pentru candidatul câștigător. Și asta pentru că mai intervine și absenteismul în turul 2. Mulți nu vor mai veni la vot. Cei care l-au votat pe X, pe Y, pe Z, nu vor mai veni la vot. Îmi pare rău, n-a ieșit din prima, nu mai merg la vot. Înțelegi? Și este bine să iasă din prima. Fără jocuri, fără nimic. Să iasă din prima. Deci ăsta e. Cât are? 25-30% din total electorat. E de ajuns. Cât așa s-a ieșit. În jur de între 25 și 28 de mii de voturi. Cam așa a ieșit primarul la nivelul municipiului Buzău. Poate anul ăsta va ieși cu mai multe voturi. Exista totuși posibilitatea ca, dacă ar fi existat un al doilea tur, electoratul celorlalți candidați, sunt totuși 13 candidați, da? Să se reorienteze către cel aflat pe locul 2, să spunem, și să-l scoată primar în felul acesta? N-are cum să se orienteze numai spre locul 2. N-are cum. Majoritatea către locul 2. Și să luăm exemplul
Da, cum, să luăm ca exemplu 2012. 2012, diferența dintre locul 1 și locul 2 a fost de 10.000 de voturi. 10.000. Între locul 2 și locul 3 au fost tot cam 10.000 de voturi, da? Iar restul, ceilalți, cam 10.000. Toți ceilalți. 8 sau 9, nu știu câți au mai fost. Deci ăștia au acumulat cam 10.000 de voturi. Și în condițiile astea am avea 10.000 de voturi puse la bătaie care se împart în doi. Discutând între doi. Hai să nu fie 10, să fie 15, să fie 20. Și tot se împart. Dacă sunt 20, se împart jumate și cu jumătate. Și situația este undeva aproape de cea din primul tur. Eu m-am uitat cam pe toate rezultatele alegerilor din 92 încoace. Gândește-te că de perioada lui 92 a fost o perioadă în care oamenii nu prea știau ce sunt ale alegeri libere, democrate și cum să aleagă. Și totuși atunci am avut, dacă nu mă înșel, 22 sau 24 de candidați. A fost recordul. După aceea, în 96, iarăși au fost foarte mulți și a venit surpriza cu Boșco Deală, un tânăr necunoscut. Deci, din punctul meu de vedere, situația nu s-ar schimba în mare măsură. Ar rămâne cam aceeași. Da, auzeam... Numai cheltuielile ar fi de mai mari, asta pe de o parte, și pe de altă parte ar fi agitație mai mare. Da, e adevărat, din punctul ăsta de vedere ai perfectă dreptate și din celălalt, pentru că îmi place foarte tare faptul că explici logic telespectatorilor exact cum s-ar întâmpla dacă ar fi sau dacă n-ar fi. Avem un telespectator care dorește să intre în legătură telefonică cu noi. Alo, bună seara! Bună seara, seara una și bună seara, domnule Petrici. Bună seara! Ce vreau să vă spun, jocurile la Buzău sunt simple. Deci vor fi, efectiv, jocurile, deci, partidelor politice prin numărul lor de membri. Deci, într-adevăr, problema cea mai mare este că foarte mulți nu ies la vot. Asta e problema gravă. Cea mai gravă. Preferă să iasă în duminica aceea la timp liber, să se plimbe sau să plece din oraș sau să facă alte activități, decât să vină la vot. Cunosc foarte multe persoane care nu interesează ce se întâmplă practic cu votările astea, care sunt foarte importante pe plan local. Știți ce se întâmplă? Problema este în felul următor. Eu am spus-o și o repet și nu numai în cadrul acestui studio de televiziune, nu numai de la această masă, și în discuțiile pe care le-am cu terțe persoane din cartier, din oraș. Eu îndemn tot timpul să vină la vot. Nu contează pe cine votează. Contează să voteze din conștiință, numai să vină la vot. Păi, una este să ai un 75-80% prezență la vot, da, prezență, și alta este să te învârți la 50%. Sigur. Aici e marea problemă. Așa este, dacă din păcate. Să știți că mie la un moment dat mi-a trecut prin cap o idee. Aceea de a verifica buletinul celor care vin tot timpul să se vaite. Că avem străzi proaste, că avem apă murdară, că avem, n-avem locuri de muncă și așa mai departe. Înainte de a reclama toate lucrurile astea, arată-mi buletinul și demonstrează că ai votat, că ai vrut să faci ceva pentru orașul ăsta sau că ai încercat, da? Da, spun, nu mă duc la vot pentru că sunt scârbit. Băi, frate, vrei să nu mai fii scârbit? Du-te la vot și susține-ți punctul de vedere. Da, și dacă l-anulezi înseamnă ceva. Corect. Dar nu vor să facă foarte mulți treaba asta. Dar de vaitat, într-adevăr, se vaită. Și culmea că se vaită cei care nu se duc la vot. Corect. Aveți perfectă dreptate. Da.
Problema este totuși puțin în mâna dumneavoastră să invitați la dezbateri pe mai mulți odată și să popularizați pe Facebook pe tot ce se poate face canal de informare și publică și socială și toate astea, să vă urmărească emisiunea și poate se vor, unii dintre ei, un procent, nu cred eu foarte mare, se vor mobiliza. Nu știu, eu m-am gândit că n-ar fi rău ca parte dintre acești nehotărâți, cei care spun că nu vin la vot, domnule, să-i luăm aici, să vină aici, 10-15, îi băgăm odată și se intre la masa asta, roate și să spună de ce nu vor să voteze. Ce pierd dacă votează? Nu cumva pierd mai mult dacă nu votează? Nu cumva pierd în fața comunității? Corect. Puteți să faceți și treaba asta. Deci, vedeți totuși așa cum se miște. Și chiar să totuși să le explicați în două cuvinte că e bine să vină la vot. Da. Mulțumim tare mult. Mulțumim tare mult pentru intervenția noastră. Mulțumim. Da, absolut pertinentă părerea domnului. Da, te întreb eu, Titi. Dacă era, li se interzicea oamenilor de a merge la vot, cred că dădeau năvală la secțiile de votare. La noi se întâmplă fenomenul invers. Întotdeauna se întâmplă fenomenul invers. Dacă i-ai interzis ceva, automat acolo se duce. În momentul în care, asta nu este o obligație, este o obligație morală. Corect. Așa. În momentul în care ai obligația asta morală, nu o face. Ia să-i interzici, așa, numai ipotetic, să nu meargă la vot. Automat ar veni și ar reclama, uite, domnul mi-a luat dreptul la vot și nu știu mai ce și nu știu mai cum. Dar atunci când trebuie să se exprime pentru comunitate în mod corect și după aceea, după un timp, că trebuie să-i lăsăm omului un răgaz, să ia contact cu activitatea. De regulă, eu am lăsat întotdeauna 6 luni de zile timp celui care a venit pe o funcție nouă, chiar dacă a fost de primar sau director la o instituție publică. L-am lăsat în pace, l-am sondat, l-am studiat, iar după termenul ăsta de 6 luni, care am considerat că este unul normal, am început să văd ce lasă în urma lui. Și apoi, pe urmă, am început activitatea de ziarist propriu-zisă. Mai avem un telespectator. Alo, bună seara! Bună seara, doamna Mirela și invitatul dumneavoastră. Bună seara, doamnă. Doamna Mirela, spuneți-mi și mie, campania asta cu când s-a începe? S-a înceapă cu mită dată la alegători? Deja s-a început a face PSD-ul. Înainte de pas, a început să intre pe stres cu cadouri la fiecare cetățean. De acum până în campanie. De acum cu tot așa s-a procedează? Da. S-a dea mită? Vă răspund îndată, dar am o rugăminte la dumneavoastră. Cam ce au împărțit așa? Ce cadouri au dat și ce unde au dat? Au dat chiar pe strada Orticole, vis-a-vis de parcul Marghiroman. Am acolo femeile care... Eu personal m-am întâlnit cu doamne care împărțea din poartă în poartă. S-a dat cozonaci, copane, ulei, zahăr. Au dat peste de avea pungi cu sigla lor pusă pe pungi. Pescuiți pentru copii, toate bunuri și trebuia de Sfintele Paști. Descrieți-ne un pic echipa asta, cum arăta? Erau îmbrăcați, erau femei, bărbați, îmbrăcați într-un anumit fel? Femei și un bărbat cu mașina, șoferul și două doamne din PSD-ul. Dacă de acum a început să E prea mult să vă cer numărul mașinii, nu-i așa? Nu. Nu. Și a doilea, din primarii noștri, cine vrea să fie primar, ori domnul Bârlă, sau domnul Ion Marin de la... Păi domnul Bârlă nu candidează, doamnă. Da, știu că nu, că am vorbit deja cu el în particular. Nu candidează. L-aș vrea pe domnul Ion Marin. Am înțeles. Iar ca să vă răspund întrebării, legea spune că n-au voie să împartă astfel de cadouri electorale. Da, am anunțat vă câteva din partide, imediat cum am văzut, a sunat la... Dar de ce n-ați sunat la poliție? Nu, am sunat la partide, am anunțat candidați din partide. Dacă e normal ca PSD-ul să dea darul. Și la 2 zile am vorbit chiar cu domnul Marcel Ciolacu. Și l-am întrebat. E normal ca PSD-ul să înceapă a da mită până în alegeri? Și ce v-a spus? A spus că nu că a făcut o bine la lumea care e amărâtă. Domnule, și eu sunt amărâtă. Dar eu nu primeam niciun pachet de biscuiți. Nici eu nu sunt plicopsită. Dar așa ceva nu e
normal. Dar dacă vreau să facă un bine, mă gândesc că puteau să împartă și în sacoșe de rafie sau un traistă de cânepă. Da, nu neapărat în sacoșă cu PSD-ul. Bun, bunci cu PSD-ul. Am chiar femei, dacă vreți, vă aduc mături în PSD-ul femeile unde s-a împărțit. Eu n-am nevoie. I-a spus, nu am pretenții, sunt amărâtă, dar nu vreau. Până la legile eu nu vreau să fac mită. De ce? Cumpără lumea de acum? Dar mai ce să au alte partide? E PNL-ul să... Sunt multe, nu? Stimată doamnă, mâine mergeți cu mine pe Horticolei să filmăm măcar o sacoșă din asta împărțită, nu cu bunuri, poate că nu au fost consumate de Paște, dar sacoșa, propriu zis. Vă dau femeile, unde s-a dat? Da. Vă duc chiar personal la femeile respective acasă. Da. I-am anunțat pe domnul Marin. I-a spus, am anunțat azi la alții partide. Cum se poate așa ceva să dea mită până în alegeri? Nu-i campania și gata? Și-a spus să-mi facă domnul Ciolacu, că nu și-a făcut un bine. Bun. Vă rog mult de tot, nu închideți. Rămâneți în telefon ca să le lăsați un număr de telefon colegilor mei din regie și mâine o să iau eu legătura cu dumneavoastră. Mulțumesc tare mult. Titi, doamna susține că PSD-ul a împărțit înainte de sărbătorile pascale cadouri oamenilor amărâți din municipiul Buzău. Bun, aș vrea să discutăm mâine după ce mergi acolo. Până atunci nu discutăm. Până atunci nu discutăm. Nu discutăm. Bun. Că... Mergem mâine acolo, vedem ce se întâmplă și o să luăm și o părere oficială, să vedem despre ce este vorba. Vorbeam despre obligația morală, civică a fiecăruia dintre noi de a merge la vot. Să presupunem prin absurd că... am putea fi obligați prin lege să mergem să votăm. Nu să ne ducem. Nu ne ducem. Nu ne ducem. Dar dările către stat le plătim, că suntem obligați prin lege. Atenție! Cei care merg primii să plătească, să-și achite dările către stat, sunt cei care sunt primii și la vot. Atenție mare! Se poate verifica chestia asta. Bineînțeles, după ștampila de pe buletin. Deci sunt acei oameni conștiincioși care merg să se achite vis-a-vis de comunitate. Și când spun să se achite, sunt cei care merg la vot, sunt cei care își plătesc taxele și impozitele primii și sunt cei care își văd de treaba lor. Pentru că într-o administrație, oricare ar fi ea, există și compromisuri, iar atunci când faci ceva, există cele mai multe reclamații. Asta este dovedită prin statistică. Dacă faci un lucru bun, întotdeauna ai cele mai multe reclamații. În momentul în care nu-l faci, nu mai reclamă nimeni. Corect. În momentul în care îl faci prost, ai mai puține reclamații decât atunci când ai făcut un lucru bun. Este o statistică, care trebuie abordată foarte atent în cadrul unor emisiuni. Să știi că este interesantă statistica asta. Dom'le, deci în momentul în care ai făcut ceva bun pentru comunitate, atunci curg reclamațiile. Da, a fost dovedită chestia asta inclusiv la Buzău. Aș vrea să citim câteva mesaje venite din partea telespectatorilor. Hristos a înviat, am așteptat cu mult respect reluarea emisiunii. Vă spun sincer, mi-a fost dor să vă aud. Familia Mihai, mulțumim tare mult. Aceleași urări de bine și din partea noastră. Un alt telespectator spune așa, nu suntem obligați pentru a vota, să facem pe alții cu burta mare. Nu are cum să ne oblige să votăm, numai pe interes sunteți toți. Mulțumim frumos. Mulțumim. Aș pentru vrea să mesaj. Cred că... Suntem pe interes. Este vorba de interesul public. Este vorba de interesul public. Deși nu pare, electoratul buzoian s-a schimbat. Acele 10.000 de voturi din 2012 poate s-au dus. Diferența dintre PSD și locul 2 poate nu mai există, spune un alt telespectator. Asta o stabilește electoratul. Vom vedea. Un alt telespectator spune așa, nu numai PSD, stați liniștiți, toți sunt corupți, degeaba vorbește doamna.
Toate dau, am văzut multe, spune un alt telespectator. Păi veniți, fraților, și arătați-ne. Uite, domnule, asta e sacoșa pe care am primit-o de la partidul nu știu care. Și dacă dumneavoastră nu aveți curaj să sunați la poliție, sun eu personal, sună colegii mei. Refuzați să mai primiți astfel de lucruri, pentru că o sacoșă de o pungă de mălai și o sticlă de ulei are toată lumea bani să-și cumpere. Chiar așa am ajuns să ne umilim pentru o traistă de... Da. Un alt mesaj. Un telespectator spune: votul este o datorie în beneficiul societății. Asta încercăm noi să explicăm de câteva zeci de minute. Nu să facem burta mare nimănui. Exact. Iar vis-a-vis de burta mare, n-am făcut nimic dacă abordăm o astfel de atitudine. Da, domnule, unul din 13 trebuie să-mi convină măcar 50%. E, pe ăla mă duc să-l susțin. Mi-am făcut datoria vis-a-vis de mine. Nici măcar vis-a-vis de mine ca persoană nu-mi fac datoria. Asta nu crește burta nimănui și nu-l obligă nimeni. E o obligație. Corect. Mai avem un telespectator. Alo, bună seara! Sărut, bună! Vă ascultăm! Bună seara! Bună seara! Doamna Mirela, a început cumva campania electorală? Nu. Păi doamna deja a pronunțat două nume, nu? Păi dar n-a început campania electorală încă. Păi știu și eu că n-a început, deja e noaptea. Exact. Păi da, în seara asta o să le pronunțăm noi pe toate aici în studioul Campus TV. Păi da, asta, că așa fiecare poate să-și spună părerea, nu? Sigur. Și una... A doua problemă, cea cu plasa, că să vă arăte geanta sau aia, nu e plauzibil, pentru că da. Plasa are din anii trecuți. Da. Plase din acelea de nailopanane, din acelea cu PSD-ul și aia nu e plauzibil. Corect, aveți și noastră dreptate, dacă nu ai ceva concret care să dovedească lucrul ăsta... Păi aia este, în fapt, trebuia să sune la 112 și vineau și prindeam fapt. Da. Așa pe vorbe, doamna, cred că e cu vreun partid, cu ceva și deja a pronunțat numele. Aveți și noastră dreptate și dacă ați fost atent la un moment dat când am încercat să-l întreb pe invitatul meu ce părere are, a zis că nu comentează până mâine când nu vede clar despre ce e vorba. Da. Am ascultat ce a zis domnul Titi, da? Corect. Aveți și noastră dreptate, da? Păi dânsul s-a abținut. Mi s-a părut ceva normal. Contrarie, nu poți să discuți nimic. Nu poți să discuți nimic. Așa am auzit foarte multe, foarte multe se spun. Dar eu sunt o mare credinciosul. Cred numai ceea ce văd. Da. Și așa aș putea să spun acum, nu? Doamne, dacă vrem să facem ceva în Buzău și asta, haideți la vot toată lumea și să votăm cu X. Să-i spun numele, nu? Dar nu poți acum, decât de joi încolo. Dar dumneavoastră veți merge să votați? Eu am fost mereu. Felicitări. Am pe buletin ștampile destule. Și eu aveam, dar l-am pierdut, din păcate. Mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Mulțumim. Mulțumim. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct, vom citi mesajele venite din partea noastră, vom prelua telefoanele și vom continua discuția noastră aici în studioul Campus TV.